Versetele cu numărul 5 și 6. Versetele 5 și 6. 1 Timotei, capitolul 2, versetele 5 și 6. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adeverit la vremea cuvenită. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Weekendul trecut, împreună cu Carmen, fratele Dorin, sora Anca, familia Juravlea, alte câteva familii din biserică, câțiva tineri, am participat la convenția de la Seattle, la acest mare eveniment anual. Ne-am închinat acolo cu frații, ne-am bucurat și vă aducem salutări de la rude, de la prieteni, de la frățietatea de acolo. A fost o atmosferă frumoasă, a fost o sărbătoare frumoasă. A fost un angajament al fiecăruia dintre cei prezenți înaintea lui Dumnezeu cu privire la viața de familie. În seara aceasta, fiind din nou împreună în cadrul serviciului din această seară, cu mare, cu mic, noi și casele noastre, noi și copiii noștri, copiii pe care ni-a dat Domnul, noi și nevestele noastre, ne-am întâlnit aici, în timpul acesta convențional, în timpul acesta pe care l-am pus deoparte pentru închinare, pentru suflet. Și în cadrul serviciului din această seară, pe lângă rugăciune, pe lângă muzică, vom predica Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Credem că îl onorăm pe Domnul făcând asta. Și facem lucrul acesta cu toată convingerea și cu toată autoritatea pe care ne-o dă Dumnezeu. În această seară aș vrea să predic despre unicitatea Mântuitorului. Stând de vorbă cu tinerii din adunare, mi-am dat seama că contextul din America este diferit din multe puncte de vedere de contextul din România. Contextul din România, din punct de vedere al predicii mele din această seară, este unitar. Toți oamenii sunt ortodoxi sau evanghelici. Toți oamenii vorbesc limba română. Toți oamenii au cam aceleași tradiții, cultură și obiceiuri. Lucrul acesta dă o anumită unitate etnică, națională. Aici, lucrurile sunt foarte colorate. Copiii noștri au la școală colegi care nu sunt creștini. Sunt musulmani, sunt budiști, hinduși, de toate felurile. Nu, predica mea nu are legătură cu diversitatea lingvistică. Nu vorbesc despre lucrul acesta, ci vorbesc despre faptul că tineri din biserica noastră, copiii de-ai noștri, sunt provocați să se gândească de ce Iisus este superior lui Mohamed sau lui Mahomed. Pentru noi, generația mea, care venim din România, cu o anumită mentalitate formată și cimentată de-a lungul istoriei vieții, este ridicolă întrebarea. Noi știm bine de ce și chiar dacă nu prea știm să explicăm, știm că așa e. Copiii aceștia n-au mentalitatea aceasta formată, iar dacă este formată, nu este la fel de cimentată ca a noastră. Una dintre marile nevoi ale omului este nevoia de siguranță. Gelozia este opusul siguranței că partenerul te iubește doar pe tine. Siguranța mântuirii este foarte importantă și ea este direct proporțională cu calitatea mântuitorului care a produs mântuirea. Cine este mântuitorul? În biserica română, de pe strada Caldwell din Niles, Biserica Betania, este limpede, Mântuitorul este Iisus Hristos. Dar în școlile publice din area Chicago, acolo unde copiii noștri au calitate de studenți, nu mai este deloc limpede. În școala aceea unde este copilul meu și copilul dumitale, în școala aceea unde oamenii au tot felul de culori și de convingeri religioase, cine este Mântuitorul? Iisus? Confucius, Buddha, Mahomed,
Fiecare om dintre cele 7 miliarde care calcă în plaful acestei planete urmează pe unul dintre acești întemeietori ai religiilor universale. Dacă ne uităm din prisma aceasta, trecând dincolo de contextul extrem de limitat al bisericii locale, unde totul e limpede, pentru că noi ne-am întâlnit aici doar oameni cu aceeași cultură și cu aceleași convingeri. La școală însă, criteriile prin care se alcătuiesc clasele nu mai sunt în funcție de cultură și convingeri religioase, ci în funcție de vârstă și clasa în care se află studenții. Din punct de vedere religios, există o diversitate dureroasă care se exprimă printr-o teribilă provocare pentru ei. Am câteva întrebări. Cine este mântuitorul la școala unde este copilul dumitale student? Iisus? Dacă da, Iisus este superior lui Mahomed? În Biserica Betania răspunsul categoric este da. Nici nu are rost să punem această întrebare aici. Noi o punem pentru ei în ziua de mâine până vineri când vor merge la școală. Este Iisus superior lui Mahomed și Biblia superioară Coranului sau Upanishadelor hinduse sau celorlalte scrieri religioase din celelalte religii universale mari? De ce Iisus este superior? Care sunt argumentele creștinului? Doar pentru că așa spunem noi sau doar pentru că așa credem noi? Ăsta nu este argument. Care este argumentul tău când mergi la școală și spui că Iisus este Mântuitorul? De ce este superior lui Mahomed sau Buddha? De ce? Ai 5 argumente? Dacă nu ai, o să-ți fie rușine de credința ta. Pentru că nu ai capacitatea să o pui în evidență dovedindu-i superioritatea. Îți va fi rușine de faptul că nu știi de ce crezi ceea ce crezi. Vei fi retras, nu vei avea curajul să vorbești despre Iisus, pentru că nu ai argumente să-L promovezi și să-L susții. Probabil ai în clasă pe cineva dintr-o altă religie care este foarte bine îndoctrinat și care are argumente serioase care pun în evidență superioritatea întemeietorului religiei lui, care e diferită de a ta, să spunem Mahomed sau Buddha sau altcineva. În ce constă superioritatea lui Iisus? Iisus Hristos este Mântuitorul pentru că este unic. Nu este unic din punctul lui de vedere. Și eu sunt unic din punctul meu de vedere, dar în același timp mai sunt 7 miliarde ca mine. Iisus este unic, ca El nu mai este nimeni. Nici Buddha, nici Mahomed, nici Confucius și nici ceilalți. Predica mea încearcă un modest răspuns, o modestă argumentație la afirmația faptului că Iisus este unic. Știu oamenii care trăiesc în zona noastră, în prezența noastră, că Iisus este unic? Știu că este superior? Dacă este adevărat că Iisus este superior, știu oamenii lucrul acesta? Dacă nu știu, cine ar trebui să-i convingă de superioritatea lui Iisus Hristos? Poliția? Nu. Armata? Nu. Dar cine? Iisus i-a întrebat pe ucenici, oamenii, ce cred despre mine? Cine zic ei că sunt eu? Și ucenicii care au auzit frecvent punctul de vedere al oamenilor, au răspuns imediat. Unii zic că ești Ioan Botezătorul. Îl asocia cu vărul lui, Ioan Botezătorul. Îl confunda cu vărul lui, Ioan Botezătorul. Îl compara cu vărul lui, Ioan Botezătorul. Alții zic că ești Ilie.
îl compara și îl confunda. Alții zic că ești unul dintre proroci. Nu au un punct de vedere foarte clar, sunt împărțiți, dar cam astea sunt răspunsurile oamenilor. Domnul Iisus Hristos nu poate fi comparat și confundat cu Ioan Botezătorul, cu Ilie, cu unul dintre proroci sau cu Mahomed sau Buddha, doar pentru simplu motiv că este unic. Dacă ar fi o singură mașină, un singur automobil pe fața pământului, nu poate fi confundat cu un cal sau cu un măgar, cu o cămilă sau cu o girafă. Dar dacă sunt două mașini, e ușor să le confunzi pe una cu cealaltă. Iisus este unic, este inconfundabil, pentru că nu are asemănare, nu este deloc la fel cu ceilalți. Predica mea se concentrează pe unicitatea lui, punând în evidență câteva argumente ale unicității lui Iisus Hristos. Un turc s-a convertit la creștinism și familia lui, extrem de indignată, l-a întrebat: ne-ai făcut de rușine, ce argumente ai avut să faci alegerea asta? Și omul a spus o întâmplare imaginară, răspunzând la întrebarea lor. Și spunea el: imaginați-vă că eu merg spre cer și la o intersecție întâlnesc doi oameni, unul mort și unul viu. Și vreau să îi întreb care este calea, că sunt la intersecție, pe care o să-l întreb și de la care o să aștept un răspuns, de la persoana care e vie sau de la cel care este mort? Și părinții au răspuns repede și evident logic, de la cel viu. Și omul ăsta s-a uitat la ei și a spus: să nu vă supărați pe mine, dar din motivul acesta l-am ales pe Iisus Hristos. Mahomed este întemeitorul religiei islamice. El este considerat profetul lui Allah, nu mântuitorul. El nu concurează cu Iisus Hristos. Hristos nu este doar profetul lui Dumnezeu. Dacă ar fi doar profetul lui Dumnezeu, ar intra în competiție cu celălalt profet al lui Dumnezeu din religia islamică. Dar Hristos este mântuitorul. Calitate pe care Mahomed nu o are. El nu mântuiește, nici nu pretinde asta. El este ultimul profet dintr-un șir de profeți ai lui Allah, printre care este și Isus, dar inferior lui Mahomed din punct de vedere al Coranului și al doctrinei islamice. Mahomed este ultimul profet, cel mai proeminent. Unicitatea Mântuitorului Iisus Hristos stă în recomandarea lui, stă în întruparea lui, stă în moartea lui, stă în învierea lui, stă în înălțarea lui și în revenirea lui. Elemente care nu se aplică la Mahomed, Buddha, Confucius și la nimeni altcineva. Niciunul dintre indivizii ăștia, morți de mult și rămași morți, nu au vreo legătură cu aceste elemente. O să le luăm pe rând. Unicitatea Mântuitorului stă în unicitatea recomandării. Domnul Iisus Hristos a fost recomandat de Moise. Moise este cel mai proeminent profet al religiei iudaice. Când evreii au vorbit cu Domnul Iisus despre lege, despre ce este bine sau rău, referința pe care ei au adus-o, autoritatea pe care s-au bazat, a fost Moise. Nu David, nu Samuel, nu Ilie, Moise. Moise a venit cu legea de la Dumnezeu, Moise a venit cu direcția, Moise a venit cu viziunea, Moise era totul pentru ei. Acest Moise a spus evreilor: Domnul Dumnezeul vostru va ridica din mijlocul vostru, din mijlocul fraților voștri, un proroc ca mine. Să ascultați de el, vi-l recomand, pe unul singur vi-l recomand, nu pe Iosua care îl las în locul meu. Nu, 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 nu.
îl recomand pe Iisus. Moise l-a recomandat pe Hristos. Recomandarea Mariei, una dintre cele mai apreciate femei, cele mai respectate femei, ea a spus persoanelor prezente la nunta din Cana să faceți orice vă va cere el, să ascultați de el, prezentându-l ca pe o persoană unică în criza, în contextul în care se aflau. Și a treia recomandare care îl face unic pe Iisus Hristos trece de dimensiunea umană pentru că este recomandarea lui Dumnezeu. În contextul dedicării în Iordan, Dumnezeu din cer, în timp ce cobora porumbelul, a spus următoarele cuvinte: acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Dumnezeu l-a recomandat pe Hristos ca pe singura persoană, ca pe unica persoană de care să asculte umanitatea. Bărbați și femei, aveți obligația să ascultați de Iisus Hristos, fiul prea iubit al Dumnezeului celui prea înalt. Dumnezeul care v-a adus în ființă, Dumnezeul care v-a dat viață, Dumnezeul care v-a binecuvântat și vă binecuvintează, care sperați să vă binecuvinteze în continuare. L-a recomandat pe Iisus, v-a așezat sub autoritatea lui, l-a făcut unic între autoritățile de factură religioasă, spunând: doar de el să ascultați. Iisus este unic prin faptul că Dumnezeu l-a prezentat ca pe singurul de care trebuie să asculte umanitatea. El nu concurează cu Mahomed, nici cu Buddha, nici Confucius. El este unic. Moise le-a spus evreilor, Maria a confirmat, iar Dumnezeu a spus națiunilor pământului și tuturor oamenilor, indiferent de etnia lor: de el să ascultați, este porunca făcătorului vostru. Hristos este unic datorită recomandării lui. Hristos este unic datorită întrupării lui. Întruparea Mântuitorului a fost anunțată de Dumnezeu în Eden ca singura soluție de restaurare a mântuirii omului și de restaurare a creației. S-au mai născut pe pământ oameni a căror naștere a fost spusă înainte să se întâmple, adică a fost prevestită. Dar prevestirea aceasta a fost un eveniment local. Însă, cu privire la întruparea Mântuitorului, prevestirea a fost un proces, nu un eveniment. A început în momentul crizei din Eden și a fost prezentată ca și soluția lui Dumnezeu la restaurarea omului și la restaurarea creației. Geneza 3:15 este prima manifestare a promisiunii divine. Hristos a fost prezentat ca soluția lui Dumnezeu. Și întruparea sa, venirea lui în lumea noastră, nu se numește naștere, pentru că acest cuvânt naștere este folosit pentru apariția în mod normal a unui copil care se naște din mama în urma împreunării cu soțul. Dar Hristos a născut într-o manieră de excepție, n-are explicație. O fecioară a născut. Cum? Nu știu, dar a născut. O fecioară a născut. Puterea lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu s-a manifestat în acest miracol care să atragă atenția muritorilor. Hristos a întrupat, Mahomed nu. Buddha nu și nici Confucius. El este unic. Întruparea lui îl face unic. Nu numai atât. Întruparea lui elimină păcatul adamic. El a venit în lume ca mântuitorul. Este normal pentru ceilalți întemeietori de religie să nu aibă nevoia neprihănirii absolute, pentru că ei nici nu s-au prezentat ca mântuitori. Ei s-au prezentat ca niște profeți care verbalizează gândurile lui Dumnezeu. Niciunul dintre ei nu a spus: eu sunt calea, ci au spus: eu sunt o voce între, n-a fost articulat. Hristos a venit spunând: eu sunt calea, nu mă concurează nimeni, nu sunt o cale concurată de a doua sau a treia cale, ci eu sunt calea, singura cale.
Eu sunt adevărul, singurul adevăr. Eu sunt ușa, singura ușă. Imaginați-vă, de obicei, camerele în care noi stăm au o singură ușă, excepție face sanctuarul nostru. E o încăpere publică, sunt mulți oameni aici. Dar dormitoarele noastre, de obicei, au o singură ușă. Nu au două, să spui pe care alegi. Hristos a venit prin întrupare în lumea noastră și nu a intrat sub incidența, sub autoritatea, sub domnia păcatului adamic. Dacă s-ar fi născut ca toți ceilalți oameni sub autoritatea păcatului adamic, n-ar mai fi putut să fie Mântuitorul, pentru că avea păcat. Păcatul adamic este potențial până la vârsta la care un copil, 12 ani plus minus o fată, 14 ani plus minus un băiat, devine conștient de realitățile vieții. Atunci păcatul acesta care e potențial se activează și în clipa aceea când încep să devii, evident, nu e un eveniment, ci un proces. Când devine conștient de realitățile vieții, el trebuie dintr-o dată în mod personal să treacă de pe pilot automat. A fost așezat sub autoritatea părinților să treacă pe manual, are o personalitate care și-o construiește și personal să-l accepte pe Mântuitorul. Nu cere nimeni unui copil de 2, 5, 10, 12 ani să se boteze și să-l accepte pe Iisus ca Mântuitorul, pentru că vârsta nu-l ajută. Procesul acesta al maturizării nu este la punctul la care să ceri de la el o decizie cu consecințe atât de profunde, dar când trece de 12, 14, 16 ani, el este pus în fața unei întrebări care îi marchează eternitatea. Crezi în Iisus? Da. Vrei să-L accepți ca pe Mântuitorul tău? Da. Te angajezi să-L urmezi până la moarte, indiferent de situațiile prin care vei trece? Da. În clipa aia ești mântuit. Asta trebuie să o faci când vei ajunge la vârsta la care ai capacitatea din punct de vedere psihic, să faci o astfel de decizie, precum și alta să te căsătorești, precum și alta să conduci mașina pe o stradă publică și precum și altele. Hristos a devenit Mântuitorul nostru pentru că nu a făcut păcat și nu s-a născut sub incidența păcatului. Vă mai aduceți aminte ce spune David? Iată că în păcat m-a zămislit mama mea. Psalmul 51, versetul 5. Sunt născut în nelegiuire. În păcat am fost conceput. Este mediul adamic în care ne-am născut noi toți. Orice ființă umană se naște sub autoritatea, incidența păcatului adamic. Hristos a fost o excepție. Mahomet nu, Confucius nu, Buddha nu. De aceea e unic. Nu-l concurează nimeni. Poți să ții minte treaba asta? Recomandarea pe care Dumnezeu a făcut-o despre el și e universală, îl face unic. Doi, întruparea, el nu s-a născut dintr-o femeie care a avut o relație cu soțul ei. Nu, a fost fecioară Maria. Este simplu, nu? În felul acesta, credința ta devine valoroasă. Nu ți-e rușine să o afirmi. Ai argumente prin care explici de ce Iisus și nu altcineva. Iisus nu este inferior, nu trebuie să-ți fie rușine cu el. Dacă tot trebuie să-i fie rușine cuiva de cineva, lui trebuie să-i fie rușine de noi sau cu noi, nu noi cu el, nu nouă cu el. Oricât de umilitoare ar fi afirmația aceasta, trebuie să acceptăm că este adevărată. Unicitatea lui Iisus Hristos este determinată de recomandarea divină și este determinată de fenomenul întrupării, dar este determinată și de unicitatea morții, de fenomenul morții. Toți oamenii care s-au născut mor. Cu ce este diferită moartea lui Hristos? Moartea lui Hristos este diferită pentru că atunci când Hristos a murit, el nu a murit pentru că i-a venit rândul, ci el a murit ca să moară în locul nostru. El s-a așezat cu moartea lui sub păcatele noastre și moartea lui are semnificația spirituală de a fi murit în locul nostru. Prin moartea lui a plătit păcatul pe care noi l-am făcut înaintea lui Dumnezeu și dintr-o dată Dumnezeu a acceptat cauțiunea
pe care Hristos a depus-o pentru noi, ne-a luat cătușele și ne-a dat drumul. Suntem niște oameni liberi. Ești un om liber. Cineva a plătit însă ca să devii liber, pentru că ce ai făcut trebuia să rămâi acolo. Dar el a murit. Moartea lui a fost acceptată de Dumnezeu ca o plată a păcatului pe care l-ai făcut, fiindcă plata păcatului este moartea. Hristos a murit pentru ca să ne ispășească, să ne justifice înaintea lui Dumnezeu. Toți oamenii mor în păcat. Toți oamenii mor în păcat. Hristos este singurul care a murit pentru păcat, pentru ca noi toți să murim față de păcat. De aceea este moartea lui unică. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin moartea lui noi suntem vindecați. Dacă el n-ar fi murit, noi nu am fi avut niciun drept să ne rugăm ca să fim vindecați sau să fim iertați de Dumnezeu, mântuiți. Revenind la întemeietorii religiilor universale, aș vrea să spun două vorbe și un cuvânt. Hristos s-a întrupat din fecioară, Mahomed s-a născut pe cale normală. Iisus nu a avut păcat. Mahomed a fost un om păcătos. Coranul afirmă că el a fost un om păcătos. Iisus nu a fost căsătorit. Mahomed a avut cel puțin 12 soții. Ultima a avut 9 ani când s-a căsătorit cu el. 9 ani. Și au trăit 9 ani împreună. Și peste 20 de concubine. Hristos n-a fost căsătorit niciodată. El a venit cu alt scop pe pământ. Ce demn, frumos și sclipitor este exemplul lui. Pur și simplu te cucerește. Pur și simplu te cucerește. Câte gânduri murdare trec prin capul unui om într-o viață. Și Hristos a trăit fără păcat. În fața acestei persoane divine, unice, ființele noastre se apleacă cu adorare, recunoscând infinita lui superioritate și dumnezeire. Iisus nu a făcut niciun rău vreunui om, vreunei ființe, timp în care Mahomed a jefuit cel puțin de 2-3 ori niște mari caravane și a omorât pe oamenii aceia, a batjocorit multe femei, uneori neveste de ale soldaților lui. Lucrul acesta este scris în versetele numit șurele Coranului. Hristos n-a omorât niciodată pe nimeni, n-a făcut niciun rău. Nu numai atât, dar el a poruncit urmașilor lui să-și iubească vrăjmașii. Ce provocare mare este pentru noi să ne luptăm cu propriile resentimente care se nasc din conflictele vieții și să nu mai avem nimic cu cei pe care în mod normal i-am acuzat că ne-au nedreptățit, ne-au făcut vreun rău, aparent sau real. Și Hristos ne spune, roagă-te pentru el. În momentul în care te rogi pentru cineva, îl ierți. Că nu poți să urăști pe omul pentru care te rogi și nici nu te poți ruga pentru omul pe care îl urăști. Dacă vrei să scapi de ură pentru cineva, roagă-te pentru el câteva săptămâni. Îți garantez că scapi de chinul ăsta. Pentru că mai rău se chinuie cel care urăște decât cel care este urât. Cel care e urât poate nici nu știe și doarme liniștit. În timp ce Mahomed a fost foarte agresiv și a fost foarte violent, a cucerit câteva cetăți, câteva orașe, Mecca, Medina, cu sabia, i-a manipulat pe oameni, lucrurile astea sunt scrise în Coran. Nu e vorba de istorie sau de interpretarea ei. Și de asemenea, câteva șure, câteva versete ale cărții acesteia îndeamnă la violență partea extremistă a acestei religii. Este motivată de aceste șure, de aceste versete,
care vorbesc despre violență ca o apărare a acestei religii. Hristos a folosit dragostea și iertarea, în timp ce Mahomed a folosit sabia și violența. Hristos este unic. Istoria este martoră. Dacă ar fi doar cuvintele mele, atunci cine sunt eu? Dar istoria este martoră, istoria este ceva. Nu numai asta. Iisus a promis că va reveni. Mahomed n-a promis asta. Știți cum a murit Iisus? A murit între doi derbedei, între doi tâlhari, întins pe o cruce, răstignit, în palmele lui, în mâna aia care a atins frunțile multor bolnavi. Au fost înfipte niște cuie și țintuit pe lemn și în picioare de asemenea. I-a fost abdomenul perforat, pieptul. Pe cap a avut răni mari datorită cununii de spini care i-a fost apăsată. Știți cum a murit Mahomed în brațele soției lui? Este o diferență? Da. Mare, infinită. Ce mesaj are moartea lui când te uiți la el? A murit rugându-se pentru mine. A trăit rugându-se pentru mine. Și a murit rugându-se pentru mine. Fiecare clipă a vieții mele, pe care o să o mai am, o voi dedica cu toată puterea inimii mele acestui Dumnezeu care a venit aici doar pentru sufletul meu, doar pentru mântuirea mea. Iisus este unic. Nu este deloc în competiție cu cineva. Să nu-L priviți în competiție cu ceilalți întemeietori ai religiilor universale. Nu. Iisus este unic. El este Dumnezeu făcut om. Nu numai asta, dar Iisus a făcut foarte multe profeții care s-au împlinit. Altele sunt în curs să se împlinească. Știați că Mahomed n-a făcut nicio profeție? A făcut doar câteva aluzii cu privire la câteva războaie pe care le-a dus în viața lui atunci. Atât. Înseamnă aceasta ceva? Iisus a făcut multe minuni. Știați că Mahomed n-a făcut nicio minune? Iisus este unic. Câți bolnavi a vindecat El? Dacă toate minunile pe care le-a făcut, spune Biblia, în Evanghelia după Ioan, ar fi fost scrise, n-ar fi încăput în toate cărțile, așa au fost de multe. Minuni făcute de El și minuni făcute în numele Lui. El a făcut minuni și în viața mea. El a făcut minuni și în casa mea. Pentru mine sunt importante minunile din Biblie și minunile din viața dumneavoastră la care am avut onoarea să fiu parte. Dar minunile din viața mea sunt mai autentice doar pentru simplu motiv că le percep prin propria experiență, nu prin auzit sau văzut. El a făcut minuni în sufletul meu, în viața mea și în casa mea. De aceea Iisus este unic. Nu numai asta. Veșnicia lui Iisus înseamnă bucurie și pace în prezența lui Dumnezeu. Ce înseamnă veșnicia lui Mahomed? Scopul meu nu este să denigrez religia islamică. Nici nu am de gând. Ca și om, am respect pentru toți oamenii și pentru toate religiile. Dar atunci când vorbim despre adevăr și prin comparație le punem împreună, Iisus nu este deloc în competiție cu aceștia, El este unic. Al treilea lucru, al treilea element care promovează, care pune în evidență unicitatea Mântuitorului pe lângă recomandare, întrupare, moarte, cel de-al patrulea este învierea. Trebuie să acceptăm că Mahomed și Buddha și Confucius nu au înviat. Au mai fost câțiva oameni pe care Dumnezeu i-a înviat, dar ei au murit din nou după o bucată de timp. Hristos n-a mai murit și nu va mai muri niciodată. Istoria se va repeta cu mine după ce mă va învia El prin harul Lui, într-o zi pe care o aștept și pentru care mă tot pregătesc spunându-mi: hei, ai grijă, trebuie să fii la înviere, să te ferești de treaba asta și de cealaltă. Hristos a înviat, este unic. Hristos a înviat, este unic.
Evenimentul învierii este cel mai promovat în Biblie. Cel mai mult Biblia vorbește despre înviere, pentru că învierea, asemenea întrupării și morții, sunt de-a dreptul supranaturale. Cine moare rugându-se pentru alții? Cine moare dedicând ultimile clipe unui derbedeu care pentru 30, 40, 50 de ani n-a avut vreme să pocăiască și îl găsește pocăința când e la 2 metri de Domnul? Unicitatea înălțării este un alt element care evidențiază unicitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Cine a putut să se înalțe de pe pământ sfidând forța gravitației? Când ne urcăm în avion, oricât de bravi am fi, fiecare dintre noi avem o strângere de inimă. Și dacă la fel de repede am ajunge cu propriul automobil în același loc unde vrem să zburăm, ne-am duce cu mașina din motive personale. Niciunul dintre noi nu se simte foarte confortabil în avion. Când m-am întors de la Seattle, nu știu ce a făcut pilotul că a aterizat pe o roată. Mai aterizează alții pe o roată, dar nu se vede. Dar la ăsta s-a văzut rău de tot. Toți cei din avion au devenit galbeni la față. Cine poate să zboare? Cum se va întâmpla atunci când pur și simplu forța gravitației o să ne lase în pace și o să ne desprindem de pământ, cum se ridică o pasăre? Așa s-a întâmplat cu Iisus cu 2000 de ani în urmă. A fost un miracol, ucenicii au rămas încremeniți. Asta se va repeta cu mine, vreau să fiți siguri de treaba asta. Asta se va repeta cu dumneavoastră, trebuie să fiți siguri de lucrul ăsta. Hristos este unic, s-a ridicat de la pământ, așa ne vom ridica noi într-o zi. Trupul acesta, într-o clipă, se va transforma într-un trup de slavă. Nu știu cum arată un trup de slavă, dar nu mai e ca ăsta. O grămadă de particularități pe care le are trupul ăsta din carne, nu le va mai avea trupul de slavă, vom fi ca niște îngeri. Și pur și simplu ne vom îndrepta înspre cerul la care am sperat o viață că vom ajunge. Iisus este unic pentru că de aici până acolo pur și simplu s-a dus înălțându-se la cer. Înălțarea lui este încă un element al unicității. Știți unde este Mahomet? Este în mormânt. Și Buddha și Confucius, toți sunt acolo. Iisus este unic. Unicitatea revenirii. Mahomet n-a promis că se va întoarce. Știați că Coranul vorbește despre revenirea lui Iisus Hristos? Știați că Coranul spune că Iisus se va întoarce? E adevărat că ei spun că Iisus se va întoarce ca să predice despre Mahomet. Nu va predica despre asta, pentru că despre asta n-a predicat nici la prima venire, nu va predica nici la a doua. Domnul e consecvent cu subiectele de predică. El nu și-a schimbat teologia în 2000 de ani. El va veni pentru alt motiv. Pare așa de ciudat să vă spun că va veni pentru mine. Știu că eu n-am nici un pic de valoare pentru societatea asta, dar vreau să vă spun cu toată umilința că va veni pentru mine. Așa mărunt cum mă vedeți, El va veni pentru mine. Așa de 150 de pounds cum mă vedeți, să știți că El va veni pentru mine. Așa un om încercat cum mă vedeți, El va veni pentru mine. Ar trebui să n-am minte ca să nu mă pregătesc pentru clipa aia. Ar trebui să fiu lipsit de judecată, să nu aștept momentul ăla. Ar trebui să n-am discernământ ca să nu fiu gata atunci când va veni. Revenirea lui Iisus Hristos este încă un element care prezintă unicitatea lui Iisus Hristos. Iisus este unic. Atunci când vei merge la școală și când colegul îți va spune că e musulman, să nu te sperii. El urmează pe cineva care nu este mântuitor, este doar profetul lui Allah pentru el. Dar Mahomet nu este unic, mai sunt alți profeți ai altor dumnezei, mai sunt alți întemeitori de religie, asemenea lui.
Hristos nu este doar un profet. Hristos este rege. Hristos este preot. Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Hristos este Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Hristos este Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Hristos este unic. Să nu-ți fie rușine să spui că este unic pentru faptul că atunci când Dumnezeu a recomandat pe cineva, pe Iisus Hristos l-a recomandat în Iordan, când s-a botezat. Să nu-ți fie rușine să-L urmezi pe Hristos și să vorbești despre unicitatea Lui, spunând, cine s-a mai întrupat ca Mântuitorul meu? Din Fecioară! Știați că Coranul recunoaște faptul că Iisus a întrupat? Extraordinar! Cine a mai murit ca și Domnul nostru și moartea lui să fie socotită de Dumnezeu ca un preț pentru iertarea noastră? Știți cum sunt mântuiți oamenii în toate celelalte religii? Toate! Știți cum? Prin merite personale. Vai de meritele noastre! Dacă prin meritele noastre am fi mântuiți, ar trebui să ne luăm la revedere de la mântuirea noastră. Noi suntem mântuiți prin Hristos. A murit pentru noi, ne-a iertat, a mijlocit în fața lui Dumnezeu, ne-a justificat, a avut argumente, palmele străpunse, picioarele străpunse, coasta străpunsă, fruntea străpunsă, au fost argumentele lui. Iartă-i, Tată, că nu știu ce fac. Și Dumnezeu a acceptat prețul iertării noastre prin moartea înlocuitoare a Mântuitorului nostru. Mântuitorul Iisus Hristos este unic, să nu-ți fie rușine cu El. Să nu crezi că El e în competiție cu ceilalți întemeitori de religii. Nu, nu, nu. Iisus e unic. Toți ceilalți întemeitori de religii s-au născut mici și au devenit mari. Iisus este mare și s-a făcut pentru puțin mic, ca să încapă în dimensiunea limitată a existenței umane. Și după aceea a redevenit infinit, cum a fost înainte să devină mic pentru o vreme. Toți s-au născut pe pământ și au sperat că vor ajunge în cer. Unul singur este în cer și a coborât pentru o vreme, după care s-a întors acolo unde este locul. Toți sunt în pământ, Hristos este singurul în cer. Toți lasă mântuirea sufletului în baza faptelor bune ale omului. Hristos este singurul care a pregătit, a realizat mântuirea organizată de Tatăl și a pus-o la dispoziția noastră prin aplicarea pe care o face Duhul Sfânt. Niciunul dintre ceilalți nu vorbește ceva despre veșnicie, ca și pace și dragoste în prezența lui Dumnezeu, asemenea lui Iisus Hristos. Știi care ți este viitorul? Pace și bucurie în prezența lui Dumnezeu, într-o dimensiune veșnică. Aceasta este ceea ce a făcut Iisus pentru tine. Să nu te rușinezi de El, este unic. Unicitatea Mântuitorului nostru este evidentă. Pune aceste argumente în inima ta și atunci când Dumnezeu îți va deschide o ușă, când vei avea o ocazie să vorbești într-o discuție personală cu cineva despre religie, să spui Iisus este unic pentru că L-a recomandat Dumnezeu, pentru că s-a întrupat din fecioară, nu s-a născut din doi părinți, pentru că a murit pentru păcatele mele, nu a murit cum mor toți oamenii, pentru că a avut puterea să învieze după trei zile și după ce a înviat, pur și simplu s-a ridicat la cer ca un fluture, ca o pasăre. Și o să revină, niciunul dintre lucrurile acestea nu le poate face altcineva dintre mari întemeitori ai religiilor universale. În seara aceasta mă reangajez, în deplină cunoștință de cauză, cu inima mea, să-L urmez pe acest Mântuitor, cu toată adorarea sufletului meu, în pacea pe care mi-o dă siguranța că El mă iubește, că a realizat mântuirea mea și că eu sunt un om mântuit datorită Lui. Dumnezeu mă primește pe lângă Iisus, în numele Lui Iisus, împreună cu Iisus. Mântuitorul nostru este unic. Să fim pregătiți să ne închinăm Lui, să-L slujim și să-L urmăm, să ne învățăm copiii în acest adevăr și să îi încurajăm în el. Să nu ne speriem de celelalte religii, ele nu ne concurează. Pentru că atunci când ajungem la intersecție și avem nevoie de un sfat, socotiți dumneavoastră, cui vom cere sfatul? Unor morți
sau unuia singur care este viu. Mișcă, vorbește, face minuni și semne și spune te iubesc cu o dragoste veșnică. El este Dumnezeul și Mântuitorul nostru. El este unic, El este infinit, El este etern. El are toată puterea în cer și pe pământ. El este Domnul domnilor. El este Dumnezeu adevărat. Numele Lui să fie binecuvântat. Poporul Domnului, vă invit să ne ridicăm la rugăciune, să stăm înaintea Lui, să ne închinăm, să ne rugăm și El să ne binecuvinteze. Amin.